împărăteasa Arabiei și cei trei șeici. Mafia era cea mai puternică și frumoasă împărăteasă din Arabia. Prin urmare, avea o mulțime de pețitori. După mai multe probe de vitejie pe care trebuiseră să le treacă, mai rămăseseră numai trei dintre ei. Trei șeici. Toți trei erau la fel de frumoși, la fel de tineri, bogați și puternici. Așa că era de înțeles că împărăteasa nu se putea hotărâ care este cel mai bun dintre ei. Una din seri, Mavia se deghiză, punându-și straie bărbătești și se duse în tabăra șeicilor, dându-se drept un călător rătăcit. Aceștia tocmai se pregăteau de cină. Împărăteasa, deghizată, le ceru ceva de mâncare. Primul îi dădu niște resturi, al doilea o coadă de cămilă, iar cel de-al treilea, pe nume Hatim, porunci să fie aduse încă o pernă la masa lui și îl pofti pe călător să se așeze pentru a se ospăta cu cele mai alese bucate. A doua zi, împărăteasa îi chemă la prânz pe cei trei șeici, dar le porunci slugilor să dea fiecăruia de mâncare exact ce-i dăduseră ei cu o seară înainte. Hatim primi mâncărurile cele mai apetisante, dar nu se atinsese de ele, spunând că va mânca numai dacă le poate împărți cu toți oaspeții casei. Mavia a fost cucerită de mărimia lui Hatim. Hatim este cel mai nobil dintre voi, le spuse șeicilor. Pe el îl aleg să-mi fie soț. Nu doar vitejia brațului contează, ci și bunătatea sufletească. Atunci când puterea brațului este condusă de bunătatea sufletului, acela poate fi un conducător demn pentru popor.